Cea îmi place să mănânc aici. Astăzi mi-am comandat de la restaurantul La Moroșanu. Mi-am comandat o ciorbă maramureșană și o salată de vinete. Și hai să vedem cum arată. Asta cred că e ciorba. Și asta e salata de vinete. Bun, deci ambele au costat 30 de lei, ciorba 15 lei, salata 15 lei. Și hai să le desfacem. Deci, vedem cum arată ciorba și ce conține. Da, din câte văd varză, nici nu știu dacă am mai mâncat vreodată ciorbă maramureșană, carne și, bineînțeles, smântână și alte ingrediente și miroase bine. Și de ce mi-am luat salată de vinete? Faza e că nu prea găsesc nicăieri salată de vinete care să fie și bună. De exemplu, m-am dus la Auchan, la Carrefour și nu mi-a plăcut salata de acolo, parcă nu a avut niciun gust, avea gust ciudat și am zis că nu, hai să-mi iau de la un restaurant să văd cum e. Asta are miros ok, o să o gust mai încolo. Și hai să începem cu ciorba maramureșană. Ok, deci ciorba maramureșană e acră, e mai acră decât majoritatea ciorbelor, însă e foarte ok. Ce îmi place la ea, e copus destul de smântână și la fel și carne. Dacă ați văzut, au pus o grămadă de carne. Deci, din punctul meu de vedere, ciorba e bună. Și momentul mult așteptat, salata de vinete, asta am așteptat să o gust. Anul ăsta nici nu cred că am mâncat salată de vinete, nu știu, poate odată. Dar sper să fie ok. Mi-am luat și pită de asta ca lumea, pită din asta bună. Și hai să punem salata de vinete pe pâine. Bineînțeles și roșia. Bun, perfect. Și hai să gustăm salata. Bun, deci pe final ce să zic, atât ciorba maramureșană cât și salata de vinete super ok. Salata de vinete e ca și asta făcută acasă, deci pe ansamblu mâncarea e bună, alunecă pe gât în jos și ne auzim data viitoare.